Așa, punem într-un castron. Chiar dacă ne-a mai rămas bobițe puțin mai mari, nu este nicio problemă. Și nu s-au pisat foarte bine la blender. Atât ceapa, cât și usturoiul, pătrunjelul, menta, le vom pune la blender. A, deci toate le treci prin blender, faci da, așa da, o pastă. Da. Exact. Uh-huh. Și cum spunea și Natalia, înăutul are foarte multe beneficii, previne bolile de inimă, vitamine, fier. Gata. Înăutul este foarte bun și în diete. Exact. Și adaug și puțin puțină apă. Da. Uite, pot să pun și usturoiul printre. Și pot să pun și ceapa. Ce bun. Ca să te ajute. Dă gust. Mi-a căzut aici în castron. Așa. Ce ar fi mâncarea fără usturoi și ceapă? Nu are gust. Așa este. Și uite, o să adaug și puțină ceapă. Și pe acele prăjești sau cum? Nu. La cuptor? La cuptor. Dar aceste chifteluțe putem să le și prăjim. Dar e mai bună varianta pe care ai ales-o tu la cuptor, pentru că sunt și mai dietetice într-un fel. Prăjeala nu face foarte bine. Uite, ai să adaug și câteva frunze de pătrunjel și mentă, la fel. Pun 3 frunze. Așa, le punem în castron. Am adăugat și ceapă, usturoi, pătrunjel. Totul la blender. Exact, totul la blender. Să fac puțin curat aici pe masă, ca să putem să continuăm rețeta. Rețeta. Punem și sare și piper. Sare după gust. Cam atât. Piper. Amestecăm, după care o să adăugăm și 2-3 linguri de făină, atât făină de grâu, cât și făină de năut, dacă avem. Să iau o altă lingură. Dar poți să pui așa în ploaie. A, trebuie să măsori? Da. Una, uite, pun momentan 2 linguri. Așa. Mai este nevoie, pentru că am adăugat apă. Ia să vedem acum, ca să pot să fac chifteluțele. Trebuie așa o cocă, nici foarte... Da, nici foarte tare, dar nici foarte moale. Ar mai trebui foarte puțin. Cred că o lingură și este suficient. Ia să vedem. Cam așa. Este suficient? Nu știu, tu știi. Că să te ajute. Dacă e prea moale, mai adaugă puțină făină. Da, hai să mai pun puțin. Ca să nu-mi fie greu să le fac în mână. Gata, eu zic că este suficient. Da, e suficient. Acum. Așa, am pregătit o tavă. Da. Am o foaie de cot. Facem acum chifteluțele. După care... le vom stropi cu puțin ulei înainte de a le pune la cuptor. Le trecem prin făină, chiar dacă am adăugat făină. Ca să nu se lipească. Exact. Le mai trecem o dată prin făină. Și cam așa. Ah, ce drăguț! Arată foarte bine ralul. Da. Foarte bine arată. Păi hai, până faci tu fiecare chifteluță în parte, mergem și la Nati să vedem și ce știri din sport ne-a pregătit.
Ei bine, am și în această dimineață multe, multe știri interesante din sport. Prima merge direct la Victor Pițurcă, care se pregătește să revină în fotbal după o pauză de mai bine de un an. Controversatul antrenor a primit o ofertă din Ucraina. Conform spynews.ro, acestuia i s-a oferit un contract valabil 3 sezoane și un salariu în valoare de 1 milion de euro, dar se pare că el a cerut mai mult. Serena Williams a topit inimile admiratorilor cu un filmuleț în care apare alături de micuța ei. Tenismena, în vârstă de 36 de ani, arată foarte bine după naștere, iar asta putem observa și în imaginile cu ea și fetița. Nicolae Dica a stabilit lotul pentru meciul cu FC Voluntar și a decis să trimită la echipa a doua numai puțin de 5 jucători. Printre ei se numără și Cătălin Golovca, care nu a mai jucat la prima echipă de 3 săptămâni. Salut, Bote! Mulțumim foarte mult, Natalia! Mai avem câteva chifteluțe de făcut. De făcut le fac. Și o să le punem și la cuptor. Le stropim cu puțin ulei și le vom pune la cuptor pentru 25 de minute. Între timp o să pregătim sosul de roșii. Pe care îl pui cu totul la cuptor sau separat? Nu, sosul de roșii separat. Vom căli ceapa cu usturoiul. Avem nevoie de o ceapă și doi căței de usturoi. După care vom adăuga sosul de roșii, busuioc proaspăt, sare și piper. Iar la sfârșit, după ce vom scoate aceste chifteluțe de năut din cuptor, le vom adăuga în sos și putem să servim chifteluțe cu sos. Că sunt mult mai gustoase. Până termin tu fiecare chifteluță depusă în tavă și pregătești și sosul.